A început toaletarea copacilor din parcurile municipiului Drobeta Turnu Severin. Vorbim despre Parcul Unirii, cunoscut și sub numele de Parcul cu Platani, unde mai multe echipe acționează în această perioadă pentru toaletarea copacilor, tăierea celor care pun în pericol siguranța oamenilor, dar și pentru curățenia întregului oraș și înfrumusețarea, prin amenajări peisagistice de primăvară. Avem ambele echipe, da? Și concesionarul și primăria aici. Da. Suntem pe atât pe zona de toaletare, cât văd că și umblăm la mobilierul urban. Deci noi, primăria, reabilităm mobilierul, da? Da, da. Ce lucrări avem aici? Acum se locuiesc pergol de la trandafiri, care erau într-o stare avansată de degradare. Băncile, lântiții de la bănci, se face vopsirea și coșurile de gunoi. Coșurile de gunoi. Și vegetal ce lucrăm? Și vegetal înlocuim trandafirii. 80% au împătrâmit, deci trebuie să spunem și acest lucru. Da, și am venit cu 80 de trandafiri pentru cele 9 pergole. Tăierea arborilor uscați, scorburoși periculoși pentru severineni, reducerea coroanelor, tăierea crengilor uscate și curățarea ramurilor sunt operațiuni absolut necesare care trebuie executate periodic de autoritățile publice locale. De asemenea, a fost înlocuit mobilierul uzat, au fost vopsite băncile, precum și reînnoirea gazonului acolo unde era necesar acest lucru. E o perioadă proprie pentru a toaleta copacii până nu înmuguresc, până nu înverzesc și în același timp venim și reabilităm și o parte din parcurile create, construite după 2010. De fapt, parcul în care suntem, cel de lângă piață, este făcut în 2010, are deja 12 ani și era timpul și cazul să intervenim și aici. Refacem pergolele, băncile, la fel unde cele care nu mai corespund le schimbăm, unele le reabilităm, le schimbăm doar o parte din lânteți, vopsim coșurile și băncile, se reînsămânțează terenul, se toaletează copacii. Să sperăm că ne ajută și vremea, în perioada următoare nu o să mai avem așa temperaturi mult sub minus, dar din punct de vedere al lucrărilor suntem, să zic așa, în grafic. Vom mai intra și în alte parcuri în perioada următoare. Aceste lucrări de primăvară, cum le spuneți dumneavoastră, sunt esențiale ca parcurile să poată pleca în continuare în vegetație foarte bine. Parcul Unirii este unul dintre cele mai frecventate parcuri din municipiul Drobeta Turnu Severin, deoarece acesta se află în vecinătatea stațiilor de autobuze și microbuze care fac legătura cu zona limitrofă a orașului, în special cu satul Cerneți. Parcul nu mai fusese reabilitat de 12 ani, iar astăzi a început toaletarea și înlocuirea mobilierului uzat. În această primăvară ne-am gândit să înlocuim vechii trandafiri cu alții noi, cu refacerea gazoanelor de prin parcuri, pentru că s-au învechit și trebuie să redăm verdeața cu care suntem obișnuiți an de an, să toaletăm pomii, cum se întâmplă în fiecare an. Oamenii sunt foarte încântați și laudă inițiativa edilului Marius Creciu, acesta fiind un om care a pus mereu accentul pe curățenia municipiului, reprezentând o carte de vizită cu care ne putem mândri cu toții. Asta e treabă bună, îi forțează și anotimpul. E o treabă bună. Cinste primarului care îi pune la treabă și toți cei care se ocupă de înfrumusețarea orașului. Da, îmi pare tare bine că se ocupă domn primar, e foarte gospodar, în primul rând, și o să arate parcul foarte frumos, din punctul meu de vedere. Mai ales că acesta este un parc foarte tranzitat de multe persoane. Da, 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 foarte frumos e. Se ocupă domnul primar, că de altfel votează lumea, că se ocupă de oraș. Edilul orașului face un apel la cetățenii municipiului atât pentru păstrarea curățeniei cât și a mobilierului urban, deoarece sunt tot mai multe sesizări cu privire la acte de vandalism realizate în parcurile din municipiu. De asemenea, pe viitor se va realiza și reabilitarea altor parcuri din Drobeta Turnu Severin, cum ar fi Parcul Dragalina, Parcul Rozelor sau Parcul Gării.